Deputații din partidele proruse PCRM și Șor, care au mers la Moscova ca să ceară relații comerciale speciale cu raionul Orhei, au încercat să-i convingă pe decidenții ruși că pot destabiliza Republica Moldova. Aceasta este aprecierea dată de conducerea Republicii Moldova. Președinta Maia Sandu a spus clar că e vorba doar de jocuri politice, iar președintele Parlamentului, Igor Grosu, a declarat pentru Radio Moldova că este o simplă slugărnicie. Evident că ești conștienți de faptul că n-au nici cum, nicio șansă să negocieze una sau să negocieze alta. E comportamentul slugarnic, din păcate, a unor politicieni din Republica Moldova. Oamenii ăștia sunt împotriva interesului Republicii Moldova. Că nu-și doresc aici stabilitate, că nu condamnă războiul și atrocitățile care se întâmplă în Ucraina. Președinta Maia Sandu a declarat pentru un post privat de televiziune că prețul la gaz a fost doar o acoperire pentru cei trei deputați care au mers la Moscova. Reprezentanții partidului respectiv au mers acolo pentru a vinde ideea că pot destabiliza Republica Moldova. Bineînțeles, sunt jocuri politice. Dacă ar fi fost posibil să cumpărăm de la Gazprom gaz mai ieftin, am fi cumpărat de mult. Constantin Starâș de la Comuniști, Regina Apostolova și Petru Jardan de la Partidul Șor au fost primiți la finele săptămânii trecute de către deputatul rus Leonid Slutsky. Slutsky e președintele Comisiei pentru Relații Internaționale a Dumei de Stat și moștenitorul lui Vladimir Jirinovski la șefia Partidului Liberal Democrat, care susține agresiunea rusă asupra Ucrainei. Chiar înaintea vizitei celor trei deputați moldoveni la Moscova, el declarase că Transnistria aparține Rusiei. Starâș, Apostolova și Jardan au motivat deplasarea lor prin solicitarea unui preț favorabil la gaze pentru raionul Orhei și a unor contracte de export a produselor agricole în Rusia.